Bun regăsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Trăită Conștient. În această seară, titlul, tema pe care o urmăm, este Cum recunoști o persoană evoluată spiritual. Într-un fel, această temă vine în continuarea celei de data trecută. Remarcând că există mult interes pe acest subiect, vom continua pentru că 45 de minute sunt 45 de minute pentru toată lumea și în ediția precedentă n-au încăput chiar toate indiciile unei vieți spirituale autentice, al unei vieți spirituale care e încadrată pe conduita, pe direcția evolutivă, nu pe cea regresivă. Și pentru că sunt foarte mulți oameni interesați de evoluția lor spirituală, de îmbunătățirea vieților, de o conduită etică și corectă față de ei înșiși și față de ei, cei din jur, de autocunoaștere, evident și de cunoașterea realității, dincolo de aparențe, am decis să continuăm acest subiect. Sunt mulți oameni care cumpără cărți din acest domeniu, fac seminarii, se înscriu la cursuri și le absolvesc, evident, fac rugăciuni, practică meditația, o mulțime de alte tehnici de respirație și multe altele. Totul, toate acestea, vin să susțină o evoluție spirituală pe care din ce în ce mai mulți oameni par să și-o dorească, să aspire la ea. Tocmai de aceea este foarte important să cunoaștem care sunt indiciile unei evoluții spirituale, care sunt aceste trăsături pe care o persoană ce se află pe acest drum le manifestă. Pentru că e important, le manifestă. Și dacă le manifestă, ele sunt cognoscibile, pot fi recunoscute, pot fi cunoscute de către cei din jur. Nu sunt cumva ținute ascunse sau secrete, dacă știm ce să observăm, noi putem observa. De asemenea, putem observa la noi înșine. De aceea, oameni buni, puteți să folosiți indiciile din această emisiune și din cea precedentă pentru a-i cunoaște pe cei din jur sau a recunoaște la voi înșivă dacă sunteți pe un trend ascendent al unei vieți spirituale. Noi ne căutăm modele adesea. Cam în toate domeniile vieții, încă de mici, am admirat pe cineva și dacă am admirat, am stimat, am respectat pe cineva, am avut tendința de a-l observa mai bine decât pe ceilalți și deloc întâmplător de a-l observa, de a vedea exact ce manifestă pentru a putea și noi să o facem. Într-un fel, un termen modern este căutăm să-i modelăm pe cei pe care îi stimăm, îi respectăm, îi admirăm. Pe exemplele noastre de viață, în care credem, avem tendința să le modelăm. Mai exact, să le copiem, să reproducem în acțiunile noastre, în conduita noastră, în atitudinea noastră, chiar și în limbajul vostru și încercăm și în modul de gândire să-i copiem pe cei pe care îi admirăm. De aceea devine foarte important când avem această tendință și e una foarte profundă. Am învățat de mici să vorbim la început copiind, înainte să învățăm de la un profesor, de la un învățător sau un educator. Mulți dintre noi am învățat și o limbă străină, cel puțin la nivel așa de comunicare, de prim nivel sau secundar nivel. O limbă străină am învățat-o uitându-ne la filme în acea limbă. Cunosc oameni care au deprins destul de rezonabil limba spaniolă sau limba engleză, poate chiar limba turcă, uitându-se la emisiuni în această limbă. Ei bine, când noi avem această tendință de a copia și suntem într-o căutare spirituală, vrem să ne conducem pe noi înșine pe un drum evolutiv spiritual, ne uităm în jur după modele. Și pentru că nu avem suficiente date, putem uneori greși. Putem crede că am găsit modele acolo unde uneori nu sunt. De aceea aceste trăsături este important să le cunoaștem. Pentru a ne găsi modelele adecvate și a le urma. Astfel ne scurtăm, ne ușurăm și nu deviem de la calea noastră spirituală.
Când vorbim de evoluția spirituală, avem în vedere un cumul de acțiuni, o totalitate de acțiuni pe care noi le facem în viața de zi cu zi. Nu doar din când în când, în viața de zi cu zi. De aceea avem o primă trăsătură a unei vieți spirituale, evolutive, evident, este continuitatea. Continuitatea înseamnă nu facem doar din când în când acele acțiuni considerate de către noi ca fiind spirituale, fiind de natură evolutivă, ci cu continuitate. Nu doar într-o anumită zi a săptămânii, nu doar de la o anumită oră la o altă oră, nu doar seara când ne culcăm și ne rugăm. Continuitate înseamnă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Acesta este un aspect important. Dacă tot avem deschisă această cale, pentru că în mod tradițional evoluția spirituală e numită cale sau drum. Dacă tot avem această posibilitate a evoluției spirituale, putem urma această cale. Cine este cel care descoperă o cale către obiectivul său și merge pe ea doar sâmbăta sau doar duminica sau doar de la 12 la 14? Dacă aspirația ta este arzătoare, este simți acea nevoie urgentă de a parcurge calea, atunci vei face pași pe aceasta cu continuitate. Nu doar din când în când. Și dacă ai timp. Timp ai cât avem cu toți. Și eu am timp și voi aveți timp. Toți avem timp, 24 de ore, ori 60 de minute în fiecare zi. Zi de zi. Modul în care deprioritizăm noi timpul ține de fiecare dintre noi însă. Un alt aspect important legat de evoluția spirituală este unitatea. Ca să putem avea continuitatea aceasta, e bine ca noi să ajungem la o înțelegere unitară asupra vieții spirituale și să realizăm că viața spirituală nu implică doar anumit gen de activități, anumite ceremonii, anumite practici, ci viața noastră de zi cu zi, toate acțiunile noastre din viața cotidiană. Putem fi pe calea, pe drumul evoluției spirituale și atunci când gătim o mâncare, și atunci când mergem pe stradă, și atunci când zâmbim cuiva. Nu doar atunci când îndeplinim o ceremonie, când facem o meditație sau când ne rugăm, ci tot timpul. Și astfel, când noi înțelegem că viața spirituală cuprinde de fapt toate aspectele vieții noastre, nu doar partea referitoare la ce spunem noi, partea sufletească. Partea sufletească e cu noi tot timpul. Oriunde am fi și orice am face, atâta timp cât suntem în viață, partea sufletească e cu noi. Suntem vii, nu suntem morți. Sufletul este aici. Și atunci avem viață sufletească, avem viață spirituală. Putem să-i dăm o orientare evolutivă în tot ceea ce facem atâta timp cât suntem vii. Și astfel, noi avem această viziune unitară asupra vieții spirituale care ne ajută să avem continuitate. Continuitate și a treia dimensiune este practica. Continuitate în aplicarea noastră. În aplicarea noastră în viața de zi cu zi, pornind de la unitate și continuitate, deja putem înțelege că nu e nevoie să mergem undeva sau să așteptăm o anumită oră pentru a parcurge care. O putem face acum, aici, în orice moment al vieții noastre. Putem practica această conduită spirituală evolutivă. Este esențială această înțelegere pentru ca noi să nu pierdem timp crezând că se practică doar în anumite momente sau în anumite zile. Când noi avem această viziune unitară, continuă și practică asupra vieții spirituale, în momentul acela nu mai avem dificultatea aceea cu teoria ca teoria, dar practica ne dovedește, ne doboară. În momentul acela ne dăm seama că
teoria și practica se susțin reciproc. Sunt unul și același lucru. Teoria e poate doar partea descriptivă a practicii pe care o am eu de făcut. E descrierea conduitei mele fizice, ce acțiuni trebuie să fac, sau maniera în care trebuie să vorbesc, sau modul în care trebuie să gândesc. E partea descriptivă despre ce am de făcut. Dar practica urmează de la sine. Într-un alt mod, am putea spune că partea descriptivă, teoria, este cauza pentru efectul numit practic. Acestea două fiind legate, conectate, nu ceva separat. Nu există o parte a vieții spirituale descriptivă, strict teoretică, și o parte a vieții spirituale strict practică. Ambele sunt parte a aceluiași întreg. Dacă există o legătură între ele foarte, foarte profundă, se face prin legea cauzalității. Teoria fiind partea descriptivă necesară practicii. E ca atunci când ne-am urcat prima dată alături de instructor în automobil, vroiam să ne luăm permisul să învățăm să-l conducem și să ne luăm permisul de conducere auto, și acesta, înainte să ne pună la practică, a început să ne explice ce e acolo, ce e dincolo, ce rol are, care e funcția, când trebuie folosit. Am repetat un pic cu el, după care am trecut la practică. Imediat, numai încolo. N-am învățat teoria despre ce e acolo în automobil, despre condusul acestuia, și practica mai peste câțiva ani. După ce am mai învățat teorii despre condusul avionului, vaporului, nu, dacă ne dorim cu adevărat să conducem automobilul, am mers la teorie, am făcut teoria și imediat am pus-o în practică. Și astfel avem rezultate. Știm bine că dacă nu o punem imediat în practică, rezultatul numit permis auto întârzie să apară și uneori e nevoie să dăm de două ori, de trei ori, poate de mai multe ori, până reușim să-l luăm. Dar dacă aspirația noastră este profundă, dacă noi chiar ne dorim acel permis, vom pune în practică imediat, cu toată sârguința, cu atenția acolo, cu concentrare, și astfel avem șanse mult mai mari să-l luăm, dacă nu din prima, destul de repede, nu e nevoie să dăm de foarte multe ori acel examen. În acest mod, privind astfel viața spirituală și evoluția spirituală, noi nu mai avem dificultăți de a o pune în practică. Pornind de la aceste concepte, principii ale continuității, unității și legăturii indisolubile dintre teorie și practică. Altfel, doar teoria goală, într-adevăr, e greu de pus în practică. Se amână tot timpul. De aici vine și cea mai importantă trăsătură după care poți recunoaște o persoană evoluată spiritual sau o poți recunoaște la tine, din acest aspect. Ea pune în practică. Este nu doar un teoretician, nu este doar un manual, nu doar propovăduiește, ci aplică el însuși ceea ce propovăduiește. Dacă vorbește despre o alimentație sănătoasă, să zicem, el însuși pune în practică. Și atunci nu e doar un teoretician, e și un practician. E clar că poate deveni un model. Un model care să inspire pe ceilalți. Este un model adecvat pentru noi când căutăm să adoptăm un stil de viață sănătos. De asemenea, dacă vrem să învățăm să facem mișcare, poate că lucrăm undeva la un birou sau de acasă mai nou și nu prea ne mișcăm, avem nevoie de cineva care, prin modul în care arată, demonstrează că nu doar ne descrie nouă cum să ne mișcăm, dar el nu o face, ci el însuși se mișcă și corpul său o arată, rezultatele sale vizibile în corpul fizic o arată, și chiar el se mișcă în acel mod. Și atunci noi avem toată încrederea să îl urmăm, să îl copiem, să învățăm de la el. Deci acesta este principalul indiciu. Nu există o separare între teorie și practică. Un om care merge cu adevărat pe cale, așa cum am spus că se numește tradițional, le îmbină. Este un practician, nu doar un teoretician. El aplică și face tot timpul ceea ce propovăduiește. Un alt aspect este că
are ca obiectiv să-și depășească stările mentale negative. Poate vă întrebați ce legătură au stările mentale negative cu evoluția spirituală, dar hai să explicăm în modul următor. Când vine vorba de viața exterioară, de mediul înconjurător, de ceilalți, de lumea în care trăim, noi știm cu destulă claritate ce părți din această lume reprezintă pentru noi avantaje, posibilități, ne poate ajuta și ce părți din această lume reprezintă părți dăunătoare care ne pot vătăma. Deci știm să le observăm, să le analizăm și eventual să respingem ceea ce ne-ar fi dăunător. Conștientizăm destul de bine. În interior, în mod similar, fiecare dintre noi știe că avem poate puțin mai greu de perceput în interior decât în exterior. Noi suntem orientați să observăm foarte mult exteriorul, dar nu e niciodată târziu să începem să ne observăm. Și oricum, oricine poate observa că în interior uneori are stări care îndeamnă la zâmbet, la energie, la interacțiune cu ceilalți, la a lucra orice avem noi de făcut acolo cu spor, și altă dată, alte momente, alte zile, nu ne simțim deloc bine în interiorul nostru, spunem că suntem un pic depresivi, ne simțim descărcați energetic, deci nu avem niște stări foarte potrivite, care să ne ajute. E clar că acestea din urmă ne sunt dăunătoare, iar primele ne sunt benefice, ne sunt folositoare. De aceea noi avem nevoie, ca și pe tărâmul subtil, dar mult mai vast al interiorului nostru, al minții noastre, al emoțiilor noastre, al trăirilor noastre sufletești, să cunoaștem, să conștientizăm, să analizăm atent ce ne este de folos și ce ne dăunează pentru a putea să trăim mai bine, să trăim mai fericiți, care este dreptul nostru natural în această viață, de a trăi mai fericiți. Deci ar trebui să lucrăm în interior pentru a reduce influența acestor factori care ne dăunează și a crește ponderea factorilor interiori care ne ajută, care ne sprijină, să avem o viață mai bună, să ne îndreptăm către fericirea pe care cu toții o merităm. Dar avem nevoie de această cunoaștere și să ne purtăm față de interior cel puțin cu tot atâta responsabilitate cu care ne purtăm față de exteriorul din care selectăm. Cartea aceasta mi-e de folos, cartea aceasta nu mi-e de folos. Filmul acesta mă uit la el că mi-e de folos, mă ajută, filmul acesta nu mă uit la el că nu mi-e de folos. La fel ar trebui să putem proceda și în interiorul nostru. Și de aici, în timp ce elementele de natură exterioară, ne dăm seama că elementele de natură exterioară au rol de catalizator, dar nu au factor determinant în starea noastră de fericire. Pentru că au fost momente când noi în interiorul nostru nu ne-am simțit, noi ne-am simțit descărcați, depresivi și chiar dacă exteriorul arăta bine și aveam în jurul nostru elementele care ar putea susține fericirea, noi tot nu ne-am simțit bine. Deci este important exteriorul, este foarte important, dar el singur, doar el, în absența acestei căutări interioare, nu poate fi determinant în a obține o viață mai bună și mai fericită. Și atunci ne dăm seama că ponderea vieții interioare este de fapt mai mare decât a circumstanțelor exterioare. Pentru că indiferent cât ar fi de bune circumstanțele exterioare, dacă în interior nu e liniște, nu avem cum să trăim bine. Dacă în interior suntem supărați, mânioși și uneori, ni se întâmplă tuturor, deși avem un partener cu care ne înțelegem. Avem copii sănătoși, avem părinții în viață și ei sunt bine. Avem o afacere care merge sau un job bun. Totuși, avem momente când pare că ne simțim cu sus în jos și că nimic nu ne intră în voie și nimic nu ne place. Ei bine, acest lucru arată că oricât ar fi de bun exteriorul, nu înseamnă că nu e important. Nu înseamnă că exteriorul nu susține
un proces interior de căutare a fericirii. Ba da, e important. Doar că nu este determinant. Determinant este ceea ce se petrece în interior. În lumea noastră interioară, în sufletul nostru, în mintea noastră, cu emoțiile noastre. Acolo este rolul determinant. Și atunci înțelegem importanța vieții interioare și a cunoașterii acesteia. Iar știința modernă aduce lumină și în acest sens. Există ramuri ale științei moderne care confirmă influența minții asupra sănătății corpului, asupra, chiar asupra expresiei genelor, iată deci la ce nivel profund în corpul nostru, chiar și asupra experimentării realității. Și vorbim aici de epigenetică, vorbim de biologia moleculară, vorbim de fizica, acea ramură numită cuantică, fizica modernă cuantică. Deci iată că știința vine să confirme partea aceasta care înseamnă că viața interioară este determinantă în demersul nostru normal, firesc, drept, just, de a urma calea către o viață mai fericită. Și atunci, alt indiciu este exact acesta. La voi sau la cei din jur îl puteți recunoaște, așa cum am menționat la începutul emisiunii. O persoană evoluată spiritual va fi orientată către ea însăși, către ceea ce se petrece în interiorul său, către viața sa interioară. Nu înseamnă că nu este interesată deloc de exterior. Nu înseamnă că în exterior ea nu mai face niciun fel de acțiuni. Participă la viață. Acționează în exterior. Interacționează cu ceilalți. Mută lucruri. Dar face acest lucru fără să piardă contactul cu cel care face. De câte ori nu ni s-a întâmplat tuturor să ne apucăm de ceva și pur și simplu să ne trezim după X ore, ce mi-e sete, mi s-au uscat buzele. Acest lucru înseamnă că am pierdut cumva contactul cu noi, cu interiorul nostru, inclusiv cu semnalele pe care corpul nostru le trimite în minte. Când ni s-au uscat buzele de sete, când deja ne este sete, sete este semnalul deshidratării. Noi am fi avut posibilitatea să ne dăm seama mai dinainte de această nevoie, dacă n-am fi pierdut contactul cu interiorul. Adesea, făcând lucruri în exterior, uităm de cel care le face. Pierdem contactul cu cel care le face. O persoană evoluată spiritual este orientată spre interior. Astfel încât, indiferent ce face în exterior, accentul cade, o parte a atenției sale, să zicem astfel, este orientată spre ea însăși. Și accentul cade pe monitorizarea stărilor sale interioare, sufletești, emoționale, mentale, astfel încât să le poată gestiona adecvat. Așa cum gestionăm exteriorul. Această carte mi-e de folos, această carte nu. E la fel și interior. Această emoție mi este de folos, această emoție nu. Dar dacă noi suntem pierduți, absorbiți complet în exterior, uitând de ceea ce, de cel care face și de ce simte el, nu ne vom da seama când apare în interiorul nostru ceva care nu ne e de folos. De exemplu, o iritare. O iritare este semnalul incipient al unei furii. O să apară furia. Dacă nu o băgăm în seamă, în faza sa incipientă, iritarea, ne-am iritat de ceva, ceva nu ne place, ceva respingem din exterior, dar nu ne dăm seama de această stare mentală, va apărea emoția furiei. Vom fi furioși și o vom manifesta. Un om evoluat spiritual reușește să observe continuu ceea ce se petrece în interiorul său și să selecteze ceea ce este de folos, ceea ce nu este de folos și să-și facă acțiunile în funcție de această selecție. El știe tot timpul în ce stare se află. Nu pierde controlul asupra stărilor sale interioare. Evident că acesta este un drum. Nimeni n-a reușit de la început să aibă un control continuu, conștient asupra stărilor interioare. Mulți oameni încep și se lasă din cauza dificultății de a avea acest control continuu. Probabil că n-au aflat că acest control continuu se obține așa cum a obținut excelența Pavarotti sau
Simona Halep. Prin repetare, nu de la început au atins excelența. Nici noi nu vom putea de la început să avem un control total asupra stărilor noastre interioare. Dar dacă privim comparativ, după un an de practică, la noi din urmă cu un an, cum eram și cum suntem astăzi, e un interval de timp rezonabil să observăm schimbări. Să realizăm că în urmă cu un an nu eram conștienți poate decât o oră sau două ori pe zi de noi. Astăzi poate suntem două ore jumate, trei ore. Există deja un progres. Ce vreau să spun e că există un drum gradual, pas cu pas, pe care noi e nevoie să acceptăm să-l parcurgem. Dacă ne grăbim, apare nemulțumirea, pentru că noi nu avem rezultate, apare oarecare frustrare și eventual apare abandonul. Mulți oameni abandonează din acest motiv și o parte dintre ei niciodată nu-și mai reiau căutarea, procesul spiritual evolutiv. Cunoscând că progresele se fac gradual în timp, noi căpătăm ceva mai multă răbdare de a continua. Un alt indiciu al unei persoane evoluate spiritual se numește cumva dezamorsarea interioară. Noi înțelegem că stările interioare negative sunt uneori atât de dăunătoare, atât de bruște, de rapide și au un potențial atât de dăunător față de noi și uneori și față de cei din jur, cum e mânia, de exemplu. Când avem o ieșire de mânie, se spune am avut o explozie de mânie. Se spune explozie. De aceea am folosit termenul dezamorsare interioară. Pentru că acești factori de natură interioară, cum sunt mânia, cum e gelozia, invidia, ura, acești factori de natură interioară au un potențial exploziv. Ei, dacă nu sunt observați la timp, dacă nu lucrăm cu ei pentru a-i reduce cel puțin gradual, așa cum am stabilit, ulterior să-i eliminăm, atunci la un moment dat, când în exterior anumiți trigger apar, anumiți declanșatori, se împlinesc anumite condiții exterioare, ei pur și simplu explodează. Și atunci înțelegem de ce avem nevoie de această dezamorsare. Potențialul vătămător al furiei, de exemplu, este uriaș. Un om care se înfurie poate să facă rău celor din jur, poate să strice obiecte, să arunce cu ele, să demoleze mobilierul, să-și arunce telefonul, să-l distrugă, deși costă poate mulți bani. El nu e rău, doar că el nu e la controlul, la cârma minții lui. Și în mintea lui a apărut acel factor care îl tulbură astfel încât să aibă o astfel de ieșire explozivă. Omul nu este rău, dar manifestarea lui, da, este dăunătoare. Tiparul pe care el îl manifestă, da, este dăunător. Acest factor care determină această manifestare, numit mânie, este cu adevărat dăunător. Și oricine are de-a face cu el, îl poate ușor, ușor îndepărta din mintea sa. Îl poate, cum se spune, și așa cum am propus ca termen, îl poate dezamorsa. Și atunci, întreg acest proces de control al acestor factori interior perturbatori, fie că vorbim de gânduri, fie că vorbim de emoții perturbatoare, tot acest proces de diminuare și eliminare a acestora se poate numi o dezamorsare, după modelul dezamorsării unor invenții foarte dăunătoare din istoria omenirii. Astfel, dacă noi dăm deoparte mânia, ce rămâne? Rămâne calmul. Dacă dăm deoparte nerăbdarea, o dezamorsăm, ce rămâne? Răbdarea. Dacă dăm deoparte intoleranța, o dezamorsăm și pe aceasta. Ce rămâne? Toleranța. Când apar calmul, răbdarea, toleranța, mai e un pas până la compasiune. Și astfel, cele rele să se spele, se spune în tradiția noastră, ajung să se spele pe măsură ce îndepărtăm
începem să îndepărtăm unele dintre ele, cele bune încep să se adune. Pentru că există o influență reciprocă a acestora după principiul rezonanței. Așa cum poate ne e mai cunoscut, dacă ne ducem undeva și ne invită cineva la o cafea, dacă avem această experiență în trecut, vom fi tentați să ne aprindem și o țigară. Sunt legate una de cealaltă. Și de asemenea, dacă reușim să devenim nefumători, să ne lăsăm de țigări, când cineva ne va invita la o cafea, probabil vom avea rezistență, nu va fi rezistență. Nu va mai fi nevoie să o servim, pentru că nu mai este fumatul, nu mai e nevoie nici de cafea sau invers. Lucrurile cumva se susțin reciproc pe principiul rezonanței, atât în exteriorul cât și în interiorul nostru. Mulțumesc pentru răbdarea de a rămâne alături de mine pentru a afla noi trăsături specifice unei persoane evoluate spiritual, pe care o putem observa la cei din jur sau o putem observa la noi înșine dacă suntem angrenați pe calea evoluției spirituale. O altă astfel de trăsătură este aceea că un astfel de om este angajat, preocupat către autocontrolul minții sale, către autocontrolul vorbirii sale și al acțiunilor sale. El nu este preocupat de control, aproape deloc, de control asupra celor din jur, asupra vieții exterioare. A renunțat la a se mai lupta cu componentele mediului său de viață. El îi lasă pe ceilalți să manifeste așa cum se pot ei manifesta. Acest lucru nu înseamnă că a renunțat complet la interacțiunea cu ei. Nu înseamnă că își lasă copiii nesupravegheați, că nu-i mai trimite la școală, că nu mai are grijă de ei. Nici vorbă de așa ceva. Aceasta n-ar fi chiar o conduită foarte spirituală. Înseamnă că modul în care el exercită această influență asupra celor din jurul sau asupra mediului său devine unul foarte detașat, foarte relaxat, foarte blând, foarte soft. Și mai ales este unul bazat pe forța propriului exemplu. Mai întâi oferă exemplul său de conduită asupra celor din jur, necerându-le în mod explicit acestora să-l urmeze. Știm cu toții că atunci când cineva din jurul nostru oferă un astfel de exemplu cu blândețe, cu răbdare, cu calm, fără să fie invaziv, fără să insiste la noi să facem ceea ce face el, noi devenim interesați și devenim mai degrabă interesați în acest mod decât dacă devine invaziv și încearcă să ne oblige, încearcă să ne pună și pe noi să facem anumite lucruri. Atunci opunem rezistența. Să ne amintim de când eram mici în școală. Cu toții am admirat profesorii care erau modele de viață, care erau mai blânzi, mai calmi, care lucrau cu noi în acest mod. Ne dădeau exemplu, ne atrăgeau prin exemplul lor, cooperau cu noi, aveau metode prin care atrăgeau cooperarea noastră. Cu toții am fost atrași către acele discipline și am învățat mai bine la acele discipline decât la acelea unde profesorii aveau alte metode. Dintre acelea care însemnau un control uneori dus la un nivel la care în noi apărea rezistența. Chiar apărea rezistența. De multe ori, o materie care ne-a plăcut în primii, să zicem, 4 sau 6 ani de școală, poate că în clasa 6 ni s-a schimbat profesorul de matematică sau poate în clasa 9, când am trecut la liceu, și deși ne plăcea matematica, e doar un exemplu, poate fi orice altceva, geografie, istorie, ne plăcea acea disciplină pentru că s-a schimbat profesorul și avea o altă metodă și poate punea presiune pe noi și era puțin mai young, se spune, mai invaziv. E, atunci noi a apărut rezistență. Rezistență care a mers până acolo încât rezultatele noastre la acea disciplină au început să scadă. Și simțeam oarecare repulsie așa să învățăm la acea materie sau să ne facem temele la acea materie, deși poate cu un an sau doi în urmă, era o bucurie, era o plăcere să studiem acea disciplină. Ei bine,
O persoană evoluată spiritual nu pune presiune pe cei din jur. Nu înseamnă că nu acționează, nu înseamnă că își lasă nesupravegheați copiii, așa cum am menționat, ci că metodele sale se bazează pe forța propriului exemplu. Și sunt de natură foarte caldă, calmă, ce vine din inimă, nu neapărat doar din minte. Și astfel este mai degrabă urmat de cei din mediul său, din familia sa, decât dacă ar pune presiune. Iar dacă nu este urmat, dacă celălalt are un alt drum, o astfel de persoană acceptă și nu strică relația cu celălalt. Este foarte delicat dacă noi am pornit pe un drum spiritual și ajungem să ne considerăm cumva mai buni decât cei de acasă, care nu vin cu noi la cursuri sau la seminarii și nu știu câte știm noi, și pentru că am început să ne considerăm mai buni, cumva ne distanțăm de ei și ei încep să simtă ca și cum ne îndreptăm către a-i părăsi. O adevărată evoluție spirituală nu este despre a strica relațiile cu cei din jur, despre a deveni mai intoleranți decât am fost, ci este exact invers. Devenim mai toleranți, mai înțelepți, mai înțelegători, mai îngăduitori, nu cu rele tratamente, mai îngăduitori cu faptul că celălalt este pur și simplu diferit de noi. Nu e mai rău decât noi, nu e mai jos decât noi, nu e mai puțin cunoscător decât noi, e doar diferit de noi. Și fiecare are dreptul să trăiască această viață atât timp cât nu ne este dăunător nouă și celor din jur, în modul, în maniera și în ritmul pe care singur și le alege. De aceea, o altă trăsătură este exact aceasta. Își îmbunătățește relațiile cu cei din jur. O persoană care este pe un trend al evoluției spirituale, nu și le depreciază. O altă trăsătură este legată de un lucru care fascinează pe mulți căutători, pe mulți oameni. E vorba despre acele capacități extraordinare, le numim uneori paranormale, le numim puteri speciale, cum sunt puterea de a ghici viitorul, de a zbura prin aer. Noi, la început, suntem adesea fascinați de astfel de capacități și credem că evoluția spirituală este strict conectată cu așa ceva. Se pot întâmpla și astfel de lucruri, dar aceste lucruri nu sunt deloc esențiale. Ele vin în grade, la niveluri mult mai înalte de avansare decât pentru niște oameni obișnuiți aflați la începutul drumului și, de regulă, când vin, nu mai e nevoie să le arate. De aceea, nu e întotdeauna adevărat că cine are astfel de capacități, neapărat este evoluat spiritual. Sunt multe ființe care pot zbura, de exemplu, cum sunt vrăbiile, cum sunt muștere, sunt țarii, sunt o mulțime de ființe care zboară. Și acest lucru știm cu toții, că nu este dovada unei evoluții spirituale. Nu ne uităm la ele ca la un maestru, la un învățător de la care să învățăm. Nu sunt capacități deosebite. Doar forma lor de manifestare în această viață este una care să permită această particularitate a deplasării, zborul. Pentru noi, în această formă umană, zborul, mersul pe apă, nu înseamnă, cel puțin la început și pe la jumate și aproape de sfârșit, nu înseamnă neapărat evoluție spirituală. De aceea, învățații lumii ne-au spus să ne preocupăm de interiorul nostru și nu să căutăm cu tot din adinsul astfel de obiective pe care le numim supraputeri sau puteri supranaturale sau paranormale. Este vorba despre a nu căuta aceste puteri care, e adevărat, ne fascinează, ne încălzesc mintea, ci de a ne concentra din nou pe puteri care sunt astăzi la îndemâna noastră.
puteri cu adevărat umane, profund umane. Pentru că dacă noi suntem fascinați de aceste superputeri, noi ajungem să neglijăm puteri reale pe care le avem în clipa de față. Și vorbim aici de bunătate, vorbim de înțelepciune, vorbim de compasiune, vorbim de iubire, vorbim de toleranță, vorbim de iertare pentru orice, vorbim de bucurie, vorbim de calm, de pace mentală, de liniște, de împăcare sufletească. Oare nu sunt acestea super puteri deja care ne stau acum la îndemână? Nu e nevoie să le căutăm prea mult. Sunt deja în interiorul nostru. Ceea ce ne împiedică să le manifestăm sunt tocmai cele din categoria care necesită dezamorsare. Furia, invidia, gelozia, răutatea. Dacă pe acestea reușim să le dezamorsăm, rămâne exact superputerile pe care noi le avem astăzi și nu e necesar să le căutăm zeci de ani. Ele sunt deja în interiorul nostru. Și dacă n-ar fi superputeri, bunătate, iubire, compasiune, înțelepciune, de ce oare le-am căuta în felul nostru cu toții cei care trăim astăzi și nu le-ar fi căutat aproape și toți cei care au trăit înaintea noastră de-a lungul mileniilor? Pentru că această căutare spirituală a înțelepciunii, a bunătății, a fericirii este ca un fir roșu care străbate veacurile. Niciodată n-a încetat. Ține cumva de manifestarea profundă a spiritului uman. Și de aceea putem spune că este cea mai profundă manifestare spirituală. Reprezintă cea mai adâncă, cea mai profundă, cea mai mare superputere pe care o putem manifesta. Bunătatea spiritului nostru, bunătatea sufletului nostru, care sunt acolo și nu necesită decât o purificare. Reprezintă într-un fel cerul albastru care e acolo tot timpul. Pentru noi, ființele care pășim pe pământ, cerul albastru reprezintă așa o bucurie. Iată cum sunt zilele acestea, când e mai mult nor, fiind un anotimp rece, când apare soarele, vedem cerul albastru, cu toți ne bucurăm. Chiar și în graba noastră cotidiană, între două puncte de deplasare, unde ne ducem sau vedem pe fereastră, ah, ce cer albastru, spunea cineva chiar astăzi. Ce frumos! Pentru noi, cerul albastru seamănă efectiv cu partea aceasta de bunătate, de puritate, de înțelepciune, de răbdare, de compasiune, de iubire din interiorul nostru. Și chiar dacă uneori, la fel ca și cerul din exterior, e acoperit de nori, uneori câteva ore, uneori câteva zile, cerul este totuși acolo. Dacă avem astăzi o tristețe, dacă avem mai multe zile o tristețe, că ne-a plecat cineva drag din viață, să zicem, sau am avut o discuție cu partenerul, sau ne-am îmbolnăvit, nu înseamnă că cerul albastru al spiritului nostru, al bunătății noastre, al profunzimii acestei dimensiuni umane a noastră, nu este acolo. Ci doar că trebuie dați deoparte acest norișor. Norii aceștia ai diferitelor forme de suferință, ai diferiților factori perturbatori care ne împiedică să ne bucurăm cu mai multă continuitate de cerul albastru. Dacă în exterior nu e sub controlul nostru vremea, ca să vedem continuu cerul albastru, în interiorul nostru, oameni buni, avem 100% controlul norișorilor care umbresc adevărata fericire. În speranța că v-a fost de folos ce ați aflat astăzi despre trăsăturile unei persoane spirituale și evident ale căii spirituale, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc întregii echipe tehnice pentru sprijin și vă doresc seară liniștită și o odihnă plăcută. Mulțumesc!